Studio Number 5 Tattoo Salon. Da. Și alături de mine l-am pe Cristi, tattoo artist. Până cum ți se pare evoluția industriei tatuajelor în România? Se pare că e pe un făgaș corect, adică se îndreaptă spre ce trebuie sau? Da, mi se pare că se îndreaptă spre ce trebuie, adică având în vedere în ultimii ani de zile, dacă stau să-mi aduc aminte bine cum se făceau tatuajele, cum au evoluat saloanele, ce fel de saloane de tatuate erau și cum au evoluat tatuatorii la noi în România, da, mi se pare că ne îndreptăm spre zona care trebuie. În sensul că se lucrează bine, avem oameni, zic eu, experimentați, din ce în ce apar alții mai buni, încep să folosească aparatele așa cum trebuie, că nimeni nu mai tatuează ca înainte cu, nu știu, coardă de chitară sau... Astea sunt lucruri de care s-a scăpat ușor în ultimul timp. Care e tendința la voi la salon, cel puțin, a clienților? Să-și facă un tatuaj mic la început sau direct cu un full sleeve sau full back? Și oamenii sunt surprinzători întotdeauna. Vin, spre exemplu, a venit un om și a zis că el vrea să aibă un dragon care pleacă de aici, de pe piept, se duce pe spate și se termină la gleznă. Adică primul lui tatuaj. L-am întrebat, e primul tatuaj? Da, ești sigur? Ești sigur. Omul părea destul de hotărât, bine, avea și o vârstă care nu știu, mi s-a părut că era hotărât în ceea ce spunea și normal, am ascultat, am început deja un proiect cu el și lucrurile merg în regulă. Sigur, sunt și oameni care au o teamă și vin prima dată să-și facă un tatuaj mai mic, să vadă cum e, cum se obișnuiesc cu el, dar în general, oamenii încep să se tatueze și sunt... Și cred că există și mult mai multe informații acum. Da, există mult mai multe informații. Se vin mai informați, presupun, la salon direct. Da, da, bineînțeles că prima dată se interesează. Am observat că toată lumea e cât de cât interesată de lucrurile care se... Adică primim întrebări tot timpul de genul. Ce faci acolo? Cum îți aranjezi lucrurile? Astea sunt chestii îmbucurătoare, că nu știu, adică din moment ce... Cineva vine și mă întreabă cum îmi aranjez masa de scule, cum lucrurile astea importante, vreau să fiu întrebat și vreau să răspund. Că întrebările în general într-un salon tatuat, când vine cineva să se tatueze, la lumea care nu prea știe despre ce e vorba, sunt două întrebări generale. Doare, cât costă? Exact. Spune, cum de te-ai apucat de tatuaje? M-am apucat de foarte mult timp, când eram, nu știu, foarte mic, să zic. Ce te-a făcut să te apuci de tatuat? Nu știu, vecinii de la bloc, pentru că vedeam tot timpul de la școală cu desene și nu știu ce, și eu am zis, bă, ăsta ar putea fi valorificat să ne deseneze pe corp. În prima instanță mi-era frică, normal, eram copil, unii erau mai mari decât mine, normal, și încetul cu încetul, odată ce am făcut câteva tatuaje, am început să prind încredere, am început să evoluez, normal, dacă lucrezi. Întotdeauna te duci spre o evoluție, le faci din ce în ce mai bine și ușor, ușor am început să lucrez cu aparate profesionale, să renunț la aparatele homemade, să mă interesez mai mult de higienă, de cum se face într-adevăr și... Pe la convenții ai fost? Am fost pe la convenții, bine, nu prea am participat, nu m-am participat activ, noi suntem și la... Hai să nu zicem la început, adică tatuând o grămadă de timp, dar la nivel de salon, să zic așa, da, sigur, am fost pe la convenție, am văzut ce fel de lucruri se petrec acolo, am participat și noi la un eveniment unde am tatuat, surprinzător, oamenii au venit să se tatueze, deși era un eveniment din ăsta de, cum să zic eu, erau tot felul de magazine urbane, nu știu, cu cei de la Pegas, spre exemplu, cei de la Oli Gang Shop. Noi am fost acolo prezenți cu tatu și lumea chiar a venit să se tatueze, s-a văzut că se tatuează pe bune. N-a avut niciun fel de problemă să fac asta, chiar am avut coadă la evenimentul ăla la tatu. Foarte bine, e bine. Spune-mi, care e ponderea la voi în salon, cel puțin, între femei și bărbați? Sunt mai multe femei care vin să se tatueze sau în egală măsură? În egală măsură, nu există niciun fel de diferență. Bineînțeles că, în general,
nu știu, fetele preferă tatuajele micuțe, finuțe, nu știu ce, sunt și fete care vin și te pocnesc o dată și spun, da, eu vreau un sleeve. Și... frumos. Da, astea sunt... Pot veni la noi, la... avem acum un... pe blogging, avem un... un shooting cu fete, numai cu tatuaje. Și bine, că avem de unde alege. Da, o să vă trimitem materiale. Mersi. Păi cam asta a fost, Cristi. Îți mulțumesc. Iar voi, nu uitați să vă documentați înainte să vă tatuați.